Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă carieră pe canalul nostru, iată, facem o nouă carieră după aceea cu Milan, bineînțeles nu s-a terminat cea cu Milan, dar este pe final, așa că începem o nouă carieră în FIFA 22. Am reușit să creez un club, se numește Unirea Bucovina, eu sunt din Bucovina, așa că am decis să creez acest club. L-am pus pe Marius Șumurică antrenor, va fi noul antrenor al echipei Marius Șumurică, rămas liber de contract după ce a plecat de la echipa din Turcia. Iată-l pe Marius Șumurică aici cu tricoul celor de la Unirea Bucovina. Superb arată această imagine. Înainte de toate, haideți să vedem echipa lui Unirea Bucovina, să vedem ce jucători au aceștia. Am dat bineînțeles să fie un club mai mic. Suntem în Liga 1, m-am băgat în locul lui Academica Clinceni și vom vedea dacă vom reuși o performanță bună în acest sezon. Vom face și transferuri, poate în acest episod să vedem dacă reușim să vindem pe cineva. Îl avem aici portar pe Iosif Baboescu, 24 de ani, 60 overall, este portarul nostru titular și cred că va rămâne la echipă pentru că are doar 24 de ani, nu e nici bătrân, așa că va rămâne aici. Ștefan Prodan are 20 de ani, 54 overall, acest băiat chiar pare interesant. Are doar 20 de ani și are un over destul de bun, zic eu, pentru un club ca Unirea Bucovina pe care l-am făcut de jumate de stea. 54 over-uri este undeva, este chiar foarte bine, zic eu. Așa că chiar dacă expiră contractul, o să reînnoiesc eu off-camera și vom vedea, o să rămână Ștefan Prodan. Deci portar nu avem nevoie, avem doi portari destul de buni. Al treilea portar este Adrian Campos, un paraguayan de doar 18 ani, 48 over-uri. O să-l lăsăm și pe Campos, dar nu va juca, poate va crește, poate îl punem împrumut, hai să-l trimitem pe lista de împrumut totuși, poate va juca la o nouă echipă, de ce nu, și va crește pentru sezoanele viitoare. Fundaș stânga avem pe Boris Floca, iată, 24 de ani, 52 overall, să vedem dacă are ceva pace, are 69 pace, nu e rău la pace, 24 de ani, este român, și mai avem și pe Gabriel Ardeleanu, 52 overall, 25 de ani. Sunt apropiați ca vârstă, dar iată, au 52 overall, destul de slăbuți. Ardeleanu nu are pace-ul lui Floca. Ne-ar trebui un jucător totuși aici pe partea stângă. Cred că pe Ardeleanu o să-l trimit pe lista de transferuri. Și cred că și pe Floca sau îl las de rezervă. Cred că pe Floca îl las de rezervă pentru că are ceva pace și o să rămână. Fundaș central, iată, l-avem pe Mircea Pop, are 23 de ani, 50 overall, teribil. O să-l dăm pe lista de transferuri, probabil nu are nici statusuri, cine știe ce. Are 60 pace. Dar în rest nu are statusuri incredibile, așa că îl vom da pe lista de transferuri, rămâne Mircea Popa, va fi dat afară. Îl avem pe Flaviu Hila, iată, român, poate juca CM, CDM și CB, bineînțeles poziția lui fiind CB, are 63 overall, incredibil, arată extraordinar acest jucător, are 54 pace, dar nu contează, are 70 physical, iată, defending 62, dribbling ceva pe acolo, are 76 strength și 74 jumping, este un super fotbalist, clar va rămâne, probabil îl vă pune și capitanul echipei, pentru că arată foarte bine acest Flaviu Hila. Mai departe îl avem pe Robin Marinescu, iată, un nou fundaș central, 26 de ani pentru 63 overall, iată, avem fundaș central chiar foarte bun pentru nivelul nostru. Să vedem statusurile, are Psychical, are 72, Defending 62, 61 Pace, chiar arată bine și acest Robin Marinescu, 76 Strength, dacă nu cumva la fel ca Hila, da, iată, sunt la fel. Deci arată foarte bine și acesta, nu prea au Pace, dar pentru început eu zic că Robin Marinescu și cu Hila ne vor ajuta. Fundaș dreapta, iată, l-avem pe Dodoș, cred, Matei Dodoș, 30 de ani, 57 overall și pe Boris Cojocaru, 51 overall, 19 ani. Boris Cojocaru rămâne pentru că este tânăr și are un overall destul de ok, iată, are și pace 67, nu-i rău, dar Dodoș ăsta, Matei Dodoș, cred că o să-l dau, are 30 de ani și vreau să am jucători tineri la această echipă. 68 pace, are destul de bun pace-ul, mai ales pentru overall-ul ăla, dar o să-l dăm pe Dodo și o să ne luăm și un fundaș stânga și un fundaș dreapta, ne trebuie deocamdată, așa că îl vom pune pe lista de transferuri pe Matei Dodo și haideți să trecem mai departe. Îl avem CDM pe Ghenadie Pavelescu, 24 de ani, 57 overall, nu arată rău, are o vârstă destul de bună, 61 pace, 62 physical, are 2 stele skill moves doar și 3 weak foot, dar cred că va crește totuși puțin, o lăsăm în acest sezon pe Ghenadie Pavelescu, poate va fi rezervă, vedem în funcție de ce mai transferăm. Igor Bălan are 29 de ani, expiră contractul, dar cred că o să-l înnoiesc probabil contractul, poate juca și CM, 63 overall, chiar este bine,
Are și ceva statusuri ok, haide să vedem aici, este destul de echilibrat, să zicem că rămâne și Igor Bălan pentru care overall și ne poate ajuta în acest sezon. Mai departe avem un sârb de 19 ani, Andrei Bogdanovici, iată 50 overall, zic eu că este destul de ok, n-am văzut înălțimea, haide să vedem ce înălțime are, 5 cu 10, nu e de jucat CB în niciun caz, așa că va rămâne pe poziția asta, sau poate îl facem CM. Haideți să vedem un pic la development dacă va reuși să crească mai repede pe altceva, pe altă poziție. Da, nu poate juca pe altă poziție, din păcate, rămâne CDM, 19 ani, poate crește, îl dăm împrumut totuși. Are doar 50 overall sârbul, sincer nu cred că o să-l pot folosi. Gennadie Ferraru este un left mid, iată 21 de ani, 53 overall, arată interesant, are 69 pace. Ok, 76 balance, foarte bun, jumping nu prea are, dar nu contează, are agility, chiar arată bine acest Gennadie Ferraru, 21 de ani, poate o să-l creștem și bineînțeles în acest sezon rămâne, iată poate juca și CM. Trecem mai departe, Robin Ștefănescu, avem doi Robin, suntem ca în filme, Robin Hood, Ștefănescu, să vedem, 23 de ani, 53 overall, are statusuri destul de ok, zic eu, cred că va rămâne și acest Ștefănescu, poate de rezervă, este CM, arată destul de bine pentru un CM, 61 pace, chiar nu-i rău la 53 overall. Mai departe este Dan Pavelescu, un CM de 50 overall la 26 de ani, teribil, pe lista de transferuri direct nici mă mai uit, 62 pace, avea ceva statusuri, iată 75 balance, poate le ia cineva. Valorează 100.000 de euro, mai facem bani de pe el. Toma Costin este un cam de 24 de ani și are 58 overall, foarte bine, foarte bine arată la 24 de ani, iată are 66 pace, 72 balance și 65 agility, foarte bine, foarte bine arată acest jucător, 2 stele, skill moves, 3 weak, o să le dau la development la toți. Dar o să le dau off-camera, valorează deja 300.000 de euro, foarte bine. Toma Costin va rămâne, probabil va fi titular, pentru că acest Mats Brand este german și are 30 de ani, chiar dacă are overall destul de mare. Putem scoate bani frumoși pe el, iată, valorează 650.000, expiră și contractul și cred că o să-l dau pe acest Brand, pentru că vreau să joc doar cu români. Bine, o să mai vină și străini, să nu vă gândiți că o să am full români, dar voi juca în mare parte cu români și la 30 de ani, sincer, o să scadă de acum în overall și cred că e maxim cât pot să scop el acum, undeva la 700.000 de euro, așa că o să plece acest Mats Brand, germanul va pleca, este și capitanul echipei, iată. Mai departe, Decarul Emilian Dobrogeanu, 28 de ani, 59 overall, este un cam, 67 pace, are balance, e destul de ok și acesta va rămâne Emilian Dobrogeanu, dacă nu cumva va veni un alt jucător pe poziția aceasta. Right winger l-avem pe Iancu Croditier, mai avem un Croditier aici, sunt frați cred, Sergiu Croditier, are doar 16 ani, ăsta are 21, dar are 47 overall, ceea ce e teribil, sincer, dar valorează destul de mult, iată 120.000 de euro, așa că îl vom da pe lista de transferuri. Poate acest Croditier, cred că am pronunțat corect, nici nu știu sincer cum se pronunță numele lui, poate se va vinde și vom face ceva bani pe el, expiră și contractul, vedem ce se întâmplă cu acest jucător. Avem atacant, Lucian Floca, 63 overall, îi expiră contractul, 27 de ani, are și el 72 pace, iată este cred că cel mai bun pe pace din echipa asta până acum. Arată chiar foarte bine, are statusuri incredibile acest Lucian Floca, cred că este vedeta echipei până acum. Avem un super atacant, iată, valorează și 625.000 de euro, probabil va mai crește, chiar pentru că are doar 27 de ani, se mai crește la această vârstă încă și cred că putem scoate mai mult în sezoanele viitoare. Următorul este Sorin Rusu la 50 overall, 50 de ani, 18 ani, valorează 100.000 de euro, n-are statusuri destul de... 18 ani, cred că, nu știu să-l dau, chiar nu știu, poate să rămână, depinde, dacă mai cumpărăm ceva, o să-l pun pe lista de transferuri, poate vin ceva oferte pentru el. Sergiu Croditier, fratele lui Iancu Croditier, pe care l-am pus pe lista de transferuri, are 16 ani, 48 overall, 100.000 de euro,
valorează în acest moment și are doar 16 ani. O să mergem să-l antrenăm, să vedem ce statusuri are și poate reușim să-l facem pe altă poziție să mai crească, pentru că are un overall destul de mic. Acest jucător poate deveni cam în 10 săptămâni sau center forward în 8, dar cred că nu e mare diferență între ST și center forward, așa că cred că o să-l fac cam, o să merg să-l fac cam în 10 săptămâni, îi crește și acolo la skill moves, nu știu, poate îi va crește și overall-ul odată cu schimbarea poziției și cam ăștia sunt fotbaliștii. Haideți să vedem ce vom face în turneul amical, pentru că avem un turneu amical de pregătire aici înaintea sezonului. Să vedem ce formație vom juca, cred că un 4-2-3-1 Nero sau poate vom schimba formația, pentru că asta am jucat-o și în cariera cu Milan, dar totuși sunt mai obișnuit așa, sau poate jucăm un 4-3-3 atac pentru că sunt asemănătoare și nu am jucat deloc sezonul ăsta de FIFA cu această formație, dar iată, avem 2 CDM aici și cred că vom renunța la ideea de a juca 4-3-3, voi juca tot 4-2-3-1 Nero cu... Dar nu așa, 4-2-3-1 Nero, de ce e așa? Așa trebuia să fie, da, corect. Cu 2 came aici, nu e bine. Cred că o să joc totuși, cred că trebuie să transfer și ceva în benzile laterale, și în atac și în apărare, bineînțeles, pentru că ne trebuie și fundaș stânga și fundaș central, dar iată, și fundaș dreapta, dar fundaș central eu zic că avem destul de bun, iată, Marinescu și cu Hila, eu zic că sunt doi super fotbaliști aici pentru pozițiile astea. Deocamdată intră Ardeleanu aici, pe stânga, echipa nu o să rămână așa în niciun caz, va fi schimbată foarte, foarte mult, am trimis și deja și scouterul să-și facă treaba, să vedem în România, este de o stea, dar o stea nu știu dacă ne va aduce mare lucru, dar mai avem aici un jucător brazilian de 16 ani, iată, Renato Andrade, are un potențial între 70 și 94 overall, 3 stele, skill moves, 3 weak foot și are doar 16 ani. O să-l promovăm, bineînțeles, la echipă. Are doar 64 pace și poate juca și pe poziția de cam. Haideți să-l vedem un pic și poate reușim să-l facem, nu știu, în altă poziție, să vedem dacă merge să-l facem. Mai atât, are doar 16 ani și arată extraordinar de bine. Haideți să vedem exact statusurile lui și dacă poate crește pe altă poziție. Îl voi face left winger pe acest Renato Andrade pentru că poate crește în 2 săptămâni. Sper să crească și în overall, deși sunt destul de asemănătoare aceste poziții. Totuși, sper să crească în overall. Haideți să vedem dacă va crește, când va crește. Rămâne de văzut acest lucru. Trecem mai departe. Marius Șumurică are o misiune extrem, extrem de grea în acest moment pentru că este destul de greu să ne salvăm de la retrogradare, sincer, în acest sezon, pentru că avem o echipă destul de slabă, chiar și pentru Liga 1. Da, și iată că avem un prim meci în turneul amical cu Sutton United, cred că așa se pronunță, habar n-am. Să vedem dacă reușim să învingem, jucăm cu echipa asta, nici nu o schimb. Sincer, chiar nu mă interesează așa de mult acest turneu amical. Mă interesează totuși banii, pentru că avem un buget de doar 1 milion de euro, ceea ce e foarte, foarte puțin, foarte slab bugetul nostru, dar... Să sperăm că echipa va face o surpriză în acest... Iată, câștigă cu 3-2. În acest turneu amical, vreau să spun. Incredibil. Dobrogeanu, Brand și Costin. Se descurcă extraordinar echipa noastră în acest prim meci și avem o primă victorie și avem șanse de calificare mai departe în acest turneu amical. Deci chiar e foarte, foarte bine acest lucru. Iată, avem un următor meci cu Walsall și... Iată, Șumudică este fericit, iată, fanii sunt fericiți pentru această victorie a echipei antrenate de Marius Șumudică. Foarte, foarte interesant acest lucru, iată, am reușit să câștigăm. La doar 3 zile avem meci și probabil jucătorii noștri sunt obosiți exact cum așteptam. Fac ceva schimbări aici și vom da quick sim rapid. Am făcut mici schimbări acolo, l-am introdus pe Ștefănescu, pe Puștiu Andrade, pe brazilianul de doar 16 ani și haideți să vedem dacă reușim să-i batem și pe cei de la Walsall, ar fi interesant. Din păcate ne bat cu 3-2, același rezultat pe care l-am avut și în primul meci, din păcate pentru echipa adversă de această dată. Iată, Dobrogeanu și Floca înscriu pentru noi. Dobrogeanu a înscris și în meciul trecut, dacă nu mă înșel, cred că și Floca, nu mai țin minte exact, habar n-am uitat foarte repede acest lucru. În fine, este înfrângere, dar nu e nimic, avem o victorie și cred că un egal în ultimul meci ne-ar califica mai departe în turneu amical. Da, la cum stă situația în grupă, 100% ne-ar califica un egal. Iată, la Cazet este transferat de AC Milan. Interesant acest lucru, foarte frumos transferul lui Milan. Iată, de la Arsenal merge
la AC Milan și Kramaric este înlocuitorul lui la Lacazette la Arsenal. Interesante transferuri între cele două formații, pentru cele două formații, că nu au fost între ele. Și am văzut că avem o ofertă pentru Bălan. Igor Bălan este jucătorul de 29 de ani CDMU, pe care nu l-am pus pe lista de transferuri, dar vine o ofertă destul de mare pentru bugetul nostru și putem scoate mai mult pe el. O să cer o sumă mai mare. Dacă îmi dau, o să-l dau pe Igor Bălan, pentru că am nevoie de bani. Am nevoie de îmbunătățiri în toate compartimentele aproape. Și haideți să vedem dacă reușim să scoatem mai mulți bani pe acest Igor Bălan. Doar 500, hai cu 500 de mii. Și Murică este aici la negocieri cu băiatul ăsta și din păcate nu vor să dea 500 de mii de euro. Asta e, nu-l mai dăm pe Igor Bălan. Poate mai vin oferte pentru el, de ce nu, nu e exclus. Vine și ultimul meci din acest turneu amical cu cerbii ăștia. Au o stemă interesantă cei de la Hartlepool, cred. Avem o echipă destul de obosită. Haideți să facem câteva schimbări. Floca, bineînțeles, nu mai poate juca. Va intra și Pavelescu. Introduc jucătorii mai odihniți aici. Să vedem, poate scoatem un rezultat bun. Intră și Cojocaru aici. O să-l joc, nu o să-l joc pe Andrade pentru că e obosit. Cam atât cu schimbările. Marinescu, fundașul central, este foarte, foarte obosit, dar nu am ce-i face. Va juca și meciul ăsta, pentru că probabil e ultimul dacă nu câștigăm. Și ne bat, din păcate. Totuși sper să fi făcut, să se fi nu, cred că ne-a bătut cei de la Hartlepool și au trecut peste noi, așa că nu ne-am calificat mai departe. Am marcat rusul pentru noi. Atacantul, cred, nu? Atacantul care l-am introdus în locul lui Floca înscrie, dar din păcate pierdem acest meci și probabil suntem și eliminați din competiție, într-adevăr. Nu am reușit să terminăm pe primele două locuri. Asta este, ne mai dă niște bani aici acest turneu amical. 230.000 de euro, foarte bună sumă pentru noi, deci am ajuns să mă bucur la această sumă de bani. Iată, și avem un buget de 1.200.000. Cu 1.200.000, sincer, aș cumpăra ceva din Liga 1, niște jucători tineri care ne-ar putea ajuta. Ne trebuie, bineînțeles, ne trebuie și fundași centrali, acum mi-am dat seama, fundași centrali de rezerve, pentru că nu avem. Deci trebuie să ne îmbunătățim lotul foarte, foarte mult. Haideți să trecem la câteva transferuri. O să stau și o să mă uit pe echipele celor din Liga 1, echipele din Liga 1, să vedem ce jucători au și poate vom transfera niște rezerve a lor, pentru că mă gândesc că, nu știu, la titular e foarte greu să iei de la o echipă de Liga 1 și haideți să vedem ce transferuri vom face. Am făcut un shortlist și, bineînțeles, am găsit jucători pe toate posturile. Avem mai multe opțiuni aici, dar cred că Ionuț Mitran va veni de la Universitatea Craiova. Vom încerca să-l cumpărăm direct. Are o clauză de 940.000 de euro pe care nu o vom plăti și haideți să vedem dacă ne înțelegem cu cei de la Craiova pentru acest fundaș dreapta, pentru că ne trebuie neapărat un fundaș dreapta la echipă, să vedem dacă Ionuț Mitran va veni la noi. Habar n-am cât valorează acest Ionuț Mitran, așa că îl voi da pe Matei Dodoș și încă, nu știu, încă 100.000 de euro. Sper să fie ok, habar n-am. Sper să nu se supere. Iată, să vedem ce vor. Nu-l vor pe Dodoș, dar vor 400.000 de euro și 300.000 dintr-un viitor transfer. Vom da mai puțin, vom da 250.000 de euro și 300.000 dintr-un viitor transfer. Să vedem dacă acceptă. 322% dintr-un viitor transfer. Cam mare clauza aia de 12%. Vom da 270 și 700 dintr-un viitor transfer, cred că e ok așa. Iată, scad foarte mult clauza, dar vor 310.000. Vom oferi 290.000 și 5% dintr-un viitor transfer și ne înțelegem cu cei de la Craiova. Un transfer, zic eu, bun pentru noi, pentru că acest Ioniță, din ce am văzut, are viteză și sprint speed acolo. Haideți să ne înțelegem cu el la contract. Și nu este o sumă mare de bani, chiar 290.000 de euro. Eu zic că și 500 dintr-un viitor transfer chiar este ok. Haideți să vedem dacă vine la Unirea Bucovina acest Ionuț Mitran. Primul transfer cu bani. Interesant pentru Liga 1 acest lucru, dar haideți să vedem dacă reușim să-l achiziționăm pe acest fundaș dreapta. Iată, cere și un salariu foarte mic de 800.000 de euro, dar vrea signing bonus pe care nu îl vom da, vom da doar 800 de euro doar. Vrea 850 de euro și bonus, dar nu vreau cu bonus, vreau doar salariu și acceptă. Mitran este noul nostru jucător. Iată, un prim transfer
și unul foarte ieftin chiar și un jucător cu ceva potențial, cred, mă gândesc, are 19 ani, nu m-am uitat sincer, habar n-am, nici nu l-am apucat să-l scautez. Haideți să-l vedem pe acest Ionuț Mitran dacă se încadrează în ce am vrut noi să cumpărăm. Pentru banii ăștia, oricum ar fi, cred că e bun. Să-l vedem pe Ionuț Mitran aici, 58 overall, 68 pace, are accelerație, e destul de ok. Eu zic că pentru banii ăștia, Ionuț Mitran chiar este ok. Nu cred că are potențial peste 80, mă îndoiesc, dar este ok. Avem fundaș dreapta, primul transfer, și haideți să vedem ce mai putem transfera, pentru că mai avem jucători acolo pe care îi putem transfera. După ce ne-am transferat un fundaș dreapta, încercăm să transferăm și un fundaș central. Tudor Telcean de la FC Argeș, 19 ani. Haideți să vedem dacă cei de la FC Argeș vor să-l dea pe acest Tudor Telcean. Voi încerca să-l dau pe Matei Dodoș la schimb, să vedem dacă vor, și vă mai da încă 50.000 de euro, nu știu, să vedem dacă îl vor pe Dodoș, și mai vor încă 140.000 de euro plus o clauză de 3% dintr-un viitor transfer. Este puțin cam mare suma de transfer, 60.000 de euro, cred că e ok, 79.000, ok, scad destul de mult, vom rămâne la 60.000. Și să vedem dacă acceptă. Vor 4%, e ok. Tudor Telcean este foarte ieftin, iată, însă clauza de 4% nu știu dacă ne dezavantajează sau ne avantajează, dar vom vedea asta pe parcursul carierei. Haideți să vorbim cu Telcean și pentru salariu și să-l luăm la echipă, pentru că este important, zic eu, să mai avem un fundaș central acolo. Tudor Telcean cere un salariu foarte, foarte mic, iată, 550 de euro pe săptămână. Asta e un avantaj pentru jucătorii tineri din Liga 1, cel puțin pentru noi, pentru că îi transferăm. Nu au salarii mari, nu au salarii foarte mari, și asta e un lucru foarte bun. Vom scoate bonusurile și vom oferi acest salariu fără bonusuri. Vrea neapărat un signing bonus, nici 4.800 de euro nu dau, pentru că trebuie să ținem de bani, sunt zgârcit rău în cariera asta, dar nu avem ce face, nu avem bani. Hai să-i mai dăm aici încă 10 euro, să-și mai ia o înghețată de 10 euro, să vedem dacă vrea să vină, nu vrea. Îi dăm așa, până la urmă, 3.100 de euro la semnătură, eu zic ok, și Tudor Telcean este noul jucător al Unirii Bucovina. Marius Șumurică face a doilea transfer la echipă și haide să-l vedem pe Telcean de mai aproape. Iată-l pe Telcean, are 61 pace, 57 overall, e ok, 61 physical, defending 56, nu arată rău, va crește, sunt sigur de asta, are strength 71, iată un status foarte bun acolo, slide tackle 54, stand tackle 56, e destul de ok, are reaction 70, jumping 67, este un jucător foarte bun, are și un trait solid player, mă bucur că a venit la echipa acest Telcean. Bineînțeles, nu știu dacă voi juca cu el titular pentru început, va juca Marinescu alături de Hila, dar ne mai trebuie un fundaș central și cred că vom mai face un transfer chiar acum, tot un fundaș central, trebuie să ne încadrăm totuși în bugetul pe care îl avem, pentru că este unul foarte mic. Haideți să vedem ce transfer mai facem acolo în centrul defensivei. Îl avem aici pe Gabriel Dănuleasă, de la Farul Constanța. Bineînțeles, când vorbim de jucători tineri, ne gândim la Farul Constanța din prima, cel puțin eu așa fac, sau la Viitorul, cum erau mai demult. Are o clauză de 690.000 de euro, clauza de reziliere a contractului. Haideți să vedem dacă putem să-l achiziționăm pe Gabriel Dănuleasă de la Farul Constanța. Probabil nu valorează foarte mult, pentru că Telcean, din ce am văzut acolo, dacă mai țin bine minte, pentru că uit foarte repede, avea o clauză de reziliere mai mare decât acest Dănuleasă. Să vedem dacă vor un jucător la schimb, nu știu pe cine să dau, habar n-am. Îl vom da pe acest Mircea Popa, 23 de ani, 50 overall. Încercăm să-l dăm la schimb, pentru că este tot fundaș central și este tânăr cât de cât, dar are un overall, mă bănuiesc, mult mai mic decât Dănuleasă, și vom oferi și un 50.000 de euro, la fel aceeași treabă cum am făcut-o și data trecută, cer 300.000 de euro pe el și 6% dintr-un viitor transfer. Clauza, nu știu dacă o vom oferi, totuși, haideți să vedem dacă vor cu un 4% și 220.000 de euro, cred că e ok, 290.000 și 6% dintr-un viitor transfer, rămâne clauza de 620.000, de 6% dintr-un viitor transfer, dar dăm mai mic, tot nu vor.
poate ne înțelegem până la urmă cu ei, habar n-am. A scăzut din clauză, dar vreau să dau doar 250.000 de euro, cred că e ok 250.000 de euro, 280. Mai scădem, pentru că trebuie să tragem cu dinții de banii pe care îi avem, 274% dintr-un viitor transfer. Dăm 260.000, 4% dintr-un viitor transfer, cred că e ok așa, 5% dintr-un viitor transfer, ok, ne omoară Gică Hagi cu negocierile, ne înțelegem până la urmă, 260.000 de euro plus 5% dintr-un viitor transfer, iată-l pe Gică, aici dă mâna cu Șumudică și haide să vedem dacă reușim să-l transferăm și pe Dănuleasă. Îi vom da lui Dănuleasă 500 de euro pe săptămână, haide să vedem dacă vrea, este un salariu bun pentru el, iată, acceptă și avem al doilea fundaș central pe care îl transferăm în acest episod. Al treilea transfer, Marius Șumudică face o treabă excelentă până acum la Unirea Bucovina. Haide să vedem dacă este bun de ceva acest Dănuleasă. Sper că n-am făcut o greșeală să-l iau, dar oricum ne trebuia acolo încă un fundaș de rezervă, cel puțin de rezervă, dar va crește acest Dănuleasă, sunt sigur. Are 56 overall, este puțin mai slab decât Telcean ca overall, dar are 62 pace, 66 physical, 55 defending, are și 72 strength. Cred că are și potențial cât de cât, oricum dacă îl vom juca va crește, sunt sigur de asta, pentru că e tânăr. Și așadar, iată, cam așa arăta defensiva noastră până acum. Ne trebuie, bineînțeles, și un fundaș stâng aici, dar trebuie să mai vindem ceva pentru că nu avem bani. Avem 3 transferuri în defensivă, Mitran, Telcean și Dănuleasă. Iată, are 56 Dănuleasă, 57 Telcean și 58 overall Mitran. Incredibil, am luat așa în scara măgarului, să zicem așa. Nici nu am știut, sincer, ce overall au, dar iată că au venit la echipa noastră. Primele 3 transferuri, vom mai face transferuri, dar în episodul următor, pentru că acest episod se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă vă place seria și vreți să o continuăm, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați canalului meu. Lăsați în comentarii sugestii de transferuri dacă aveți, pentru că m-ar putea ajuta și pe mine, de ce nu. Am mulți jucători pe shortlist și oricum o să mai fac transferuri. Iată-l aici pe Dănuleasă, lângă Șumudică cu numărul 2. Interesantă această poză. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați canalului meu. Eu am fost Darius, cam atât. Pa, pa! I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know, but